ultimul punct, analiza răspândirii virusului de peste porcină africană în România, stabilirea măsurilor care se impun pentru evitarea apariției focarilor în județul Prahova și la diverse, aș dori să discutăm, nu le avem, la diverse, la următoarea ședință de Comitet Județean de Muzeu Publice. Primul punct, domnul inspector șef Dragan, va da citire ultime evaluări a faptului postul de fenomene meteo și hidro din perioada iunie. Bună ziua, mulțumesc, doamna prefect. Repartizarea calamității administrative teritoriale a sumelor ce se alocă pentru împrumutarea efectelor calamităților naturale produse în județul Prahova în perioada 12.6.2019, 3.7.2019. Suma totală pe județul Prahova este de 64.635,7 lei. La Consiliul Județean Prahova avem consilier de zid în Comuna Apostola și pe drumul Județean 102, pe drumul Județean 320 în Comuna Cerașul, pe drumul Județean 230 în Comuna Cerașul, Valea Borului. În Comuna Chejdeanca avem DG 234 în punctul Samoilă, Neguiță, Marinescu și Ovezea. Refacere structură drumul Județean DG 230 în punctul Bazine. Refacere structură drumul Județean DG 100N în punctul Roghină. Refacere structură în punctul Roșu pe DG 100N. Și în Comuna Tătar avem structură rutieră, refacere pe DG 102R în punctele Pandele, Cimitir, Marian Drăghici și ieșire Comuna Călugăreni. Refacere rigolă pe DG 102R în Comuna Tătaru, toate în valoare de 1.449.000 lei. În municipiul Ploiești avem consultare zi de sprijin pentru Sa, Meluță Păun, Cărbunărița. Refacere și consolidare drum local, fundătura Broscanu, refacere drumul local cu zid de sprijin pe piloți în ulița Comunului, zona Burghezu, Pisul Beliei, Mezdrea, cartier Ghioșești, consolidare stradă Secăria Punta Neta, consolidare și refacere drumul local Balastat pe râul Mestecănișului, cartier Podului Neag, refacere structură rutieră tot în comandic Podului Neag, zona Valea Moldovencei, Lupu, zona traversă productiv peste Prahova, zona Georgescu și Florin Manea. Consolidare și refacere structură rutieră drum balastat în zona podului SPL Posada Maicanu. Refacere structură rutieră tot în comajul cartier Poiana, zona Boticești, Vulturul Murătoarea, Busui, Poiana Ciurii, Valea Sarului, drum de legătură cartier Poiana Secăria, Bordoveanu și Scheletul Arabu. Refacere puntei pinolă peste părul Valea Sarului, punct Aion. După aceea, tot la fel, consolidare și refacere drum local, punct Cotor. Și consolidare drum local în punct Țepu, toate în valoare de, la comandic, în valoare de 4.875,9 lei. În orașul Vâlin de Minte, avem apărări de mal pe părul Tosica, avem două apărări de maluri, refacere